Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost notificat de furnizorul de gaze naturale că nu va mai prelungi contractul. Demersurile conducerii instituției de a găsi alt furnizor au fost sortite eșecurilor. Potrivit legislației în vigoare, fiind vorba de o instituție publică vitală, furnizarea gazelor se va face de un furnizor de ultimă instanță. În această perioadă, noi am organizat o achiziție publică, respectiv negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și am invitat furnizori în vederea negocierii pentru încheierea unui contract de furnizare gaze naturale. Din păcate, nu s-a prezentat nimeni și astfel am ajuns în situația în care, potrivit regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, spitalul nostru este preluat de un furnizor de ultimă instanță și va avea asigurată furnizarea de gaze naturale în perioada următoare. Administrația județeană, în subordinea căreia se află unitatea medicală, dă asigurări că au fost luate toate măsurile necesare ca pe viitor să nu apară probleme în ceea ce privește asigurarea gazelor sau a energiei necesare spitalului. Noi încercăm să facem față, suntem pregătiți, avem banii, să zic, pentru finanțarea facturilor de utilități, încercăm să ținem de ei astfel încât să ne încadrăm și să trecem iarna. Noi ne încadrăm cu instituțiile de acolo, dar, cum să zic, față de ordonanța veche care plafona pentru toată lumea la un leu, la un preț per kilowatt, în momentul de față, spitalele li se plafonează doar 85% din consum. Adică nu e regulă. Și 15% e destul de mult să-l plătești la prețul pieței, neștiind cum evoluează piața în acest moment. Conducerea Spitalului Slătinean speră ca pe viitor sumele alocate de Casa de Asigurări de Sănătate pe caz rezolvat să crească la nivelul lui 2022 pentru a putea face față cheltuielilor. În ultimii ani, cheltuielile au crescut foarte mult nu doar la utilități, ci și la medicamente, materiale sanitare și pentru masa pacienților. Poate în viitor ar fi utilă o majorare a tarifului oferit de casă, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale furnizate de spitale, pentru că este știut faptul că furnizăm servicii medicale în anul 2022 și le decontăm la un preț negociat în anul 2015, așa cum a fost încheiat contractul de furnizare a serviciilor medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Anual, în Spitalul Județean de Urgență Slatina sunt tratați peste 45.000 de pacienți. Cele mai multe cazuri rezolvate sunt pe secțiile cardiologie, neurologie, medicală și pediatrie.